Bună seara, dragi prieteni, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi am avut o zi foarte plină și încă pentru mine nu s-a încheiat această zi de 9 aprilie 2020. De dimineața până seara și am tot lucrat, am fost prins în diverse activități. Vreau să vă spun că mă bucur că sunteți aproape, că sunteți alături de mine și simt când abia așteptați această întâlnire a noastră zilnică. Chiar dacă în mod normal aș fi fost tentată să spun, domne, nu ne mai vedem astăzi, ceva din adâncul sufletului meu a simțit că este important să existe o anumită continuitate. Avem, într-un fel, acea intuiție, acea voce a sufletului nostru care ne ghidează. Știu că fiecare dintre voi abia așteptați aceste reîntâlniri. Sunt un punct de conectare, un moment în care te recentrezi. De aceea, în seara aceasta, o să vorbesc mai puțin și o să trecem direct la meditație, pentru că, așa cum vă spuneam, ziua mea încă nu s-a încheiat. Voi mai avea încă de pregătit colete pentru voi. Pentru cei care ați comandat cărțile din seria Călător în Infinit, vă mulțumesc din suflet. Vă rog de asemenea, pentru cei care vedeți acum live-ul și luați decizia ca să cumpărați aceste cărți din seria Călător în Infinit, să dați comandă în seara aceasta, indiferent cât de târziu ar fi, scris, da, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720831965, sau prin SMS, cum vă este mai ușor, sau pe Messenger, mai există și posibilitatea aceasta. Știți foarte bine că aceste colete pot ajunge la voi, aceste cărți pot ajunge la voi expediate prin poștă, atât în țară cât și în străinătate, iar în București, chiar soțul meu poate să vină să vi le aducă direct acasă. Pentru cei care intrați pentru prima dată, amintesc seria Călător în Infinit, titlurile primelor 5 volume, seria va conține 7 volume, primii pași, Fiii Luminii, Channeling în locuri energoinformaționale, Noi și civilizațiile extraterestre, aici vorbesc despre radiațiile gamma din anul 2020, deci am primit o informație încă de la sfârșitul anului 2018, început de an 2019. Conștiința, informația și meditația este cel mai recent volum, apărut în martie 2020. Toate detaliile le găsiți pe site-ul meu, pe www.travelinfinit.ro. Și vreau să mulțumesc, pentru că tot am amintit vis-a-vis de cei care și-au adus aportul la crearea acestui decor. Vreau să amintesc de o prietenă foarte dragă mie, care a participat în multe călătorii inițiatice și sper să mai participe și în următoarele, care m-a ajutat cu broderia pe care o vedeți pe masa mea, steagul dacic, stânga-dreapta, firma noastră, Interad, cu logo-ul Travel Infinit, și site-ul www.travelinfinit.ro. Mulțumesc din suflet, pentru că acum avem doar o oră de emisie. Vreau să intru direct în informație și să facem, în primul rând, să beneficiem de meditație. Vreau să vă anunț o surpriză pe care v-am pregătit-o mâine. O surpriză pe care Universul a creat-o. Pregătiți-vă pentru mâine seară, începând cu ora 17, la un maraton. Un maraton informațional. În primul rând, mâine, fiind ziua de vineri, cum o parte dintre voi deja știți, eu realizez emisiunea Turism Spiritualitate Autocunoaștere, care este difuzată la postul 6 TV în fiecare vineri. Deci vineri la ora 17 vă invit în fața televizoarelor spre a vedea acea emisiune Turism Spiritualitate Autocunoaștere, unde vă întâlniți din nou cu mine,
Sunt realizatorul acestei emisiuni începând cu anul 2013 și apoi toată activitatea mea, voi o știți și de pe site, prin călătoriile inițiatice pe care le organizez încă din 2010, am acumulat foarte multe informații pe care acum le împărtășesc cu voi și prin intermediul acestor live-uri la care aveți acces gratuit. Deci mâine începem cu această emisiune la ora 17. Apoi, la ora 18:30, ne întâlnim în live. Deci mâine live-ul va fi la ora 18:30. Îl decalăm, îl avansăm cu jumătate de oră. Deci mâine, pe data de 10 aprilie 2020, ne vedem așa, pe 6 TV. Pentru cei care nu prind postul 6 TV prin canalul, prin rețeaua de cablu, vă recomand să intrați pe site-ul postului 6 TV, pe www.6tv.ro, și acolo, când se deschide pagina, aveți stream. Dați pe această geată, da? Și intrați și vedeți live, în timp real, emisiunea care se derulează și este și pe canalul de televiziune 6 TV. Deci pentru cei care nu reușiți să prindeți această emisiune pe canal, poate distribuitorii voștri de cablu zonal nu distribuie această emisiune, aveți posibilitatea intrând pe internet. Apoi, la ora 18:30 ne vedem în live. Da? Iar din nou la ora 20:30 vă invit din nou în fața televizoarelor la emisiunea Puterile Secrete, unde sunt invitată de către doamna Olga Croitoru, mentorul și inițiatorul, cea care a pus bazele acestei televiziuni 6 TV, televiziunea sufletului tău. Deci, mâine putem spune că suntem în direct pe parcursul mai multor ore. De la ora 17 începem cu 6 TV, la ora 18:30 ne vedem live pe canalul meu de, pe paginile mele de Facebook, Dimitria Puchiu, cea de prieten, și Puchiu Dimitria, cea cu like-uri. De asemenea, apoi reveniți din nou pe 6 TV la ora 20:30 și o să vedeți emisiunea moderată și realizată de doamna Olga Croitoru pe postul 6 TV. Deci, cum v-am spus, oriunde v-ați afla în lumea asta, dacă nu prindeți acest post, puteți să intrați pe site, deci prin internet, pe www.6tv.ro și să dați pe stream și vedeți emisiunea care se difuzează în timp real la televizor. Bun. Tot din seria, deci mâine va fi o zi plină. Bine, am un spirit așa mai de glumă, luați-vă, era să zic, semințele, da. Fiți în fața televizorului, înarmați-vă fiecare cu ce consideră, da? Unii poate au nevoie de răbdare, alții poate au nevoie de liniște sufletească. Depinde de structura fiecăruia dintre voi, că vor urma informații în cascadă, pe mai multe canale. De asemenea, vă reamintesc că am luat inițiativa de a crea posibilitatea de a beneficia de informații sub forma cursurilor în sistem online. Astfel, prima sesiune pe care o organizez, un calup de 4 cursuri, începe pe data de 20 aprilie. Vă puteți înscrie la aceste cursuri, fie luând, achitând calupul celor 4 și beneficiați în felul ăsta de o reducere, fie pe fiecare curs în parte. Am o mențiune importantă de făcut. În primul rând, vis-a-vis de orele la care au loc cursurile. Pe data de 20 aprilie este a doua zi de Paști după calendarul creștin ortodox. Deci pe 20 aprilie ne vedem la 11:10. Atunci începe cursul. Accesul la acest curs îl au doar cei care se înscriu și, bineînțeles, achită acea taxă de participare. Pe data de 23, fiind într-o zi de joi, aveți posibilitatea
să participați la acest curs și am avut în vedere și doleanțele voastre, pentru că o parte dintre voi lucrați, da? Încă mergeți la servici. Și am mutat, deci față de postarea inițială de ieri, vedeți că astăzi am modificat ora de susținere a acestui curs de pe data de 23. Da? 23 este ziua de Sfântul Gheorghe. Va fi un curs și o sesiune cu meditație cu transpunere către șinca veche și vom avea ca și tema cursului împlinirea dorințelor. Cea din 20, am uitat să menționez, va avea ca temă autovindecarea. Deci cel de pe data de 23 va începe la ora 19. Deci în live nu ne vom mai vedea în data de 23 și voi fi împreună cu cei care se înscriu în această serie sau chiar la acest curs doar din data de 23 aprilie. Pe data de 25 aprilie, într-o zi de sâmbătă, ne vedem în curs la ora 11:10. Tema va fi protecția energetică. Pe data de 2 mai, tot într-o zi de sâmbătă, ne întâlnim tot la 11:10 și vom avea un curs cu tema călătoriile spațio-temporale. Deci acestea sunt noutățile. Astăzi, cum vă spuneam, am adus această modificare, deci pentru data de 23, cursul din 23, va începe la ora 19. Este o zi importantă, este o zi în care noi, în mod normal, trebuia să fim la Șinca Veche, într-o călătorie inițiatică. De asemenea, anunț pe toți cei care s-au înscris în călătoriile noastre inițiatice că pot reporta acești bani, fie spre cursuri, da? Să participe la cursurile pe care le susțin online, fie pot reporta, știu, poate o parte dintre voi nu ați cumpărat seria Călător în Infinit, sau către o altă călătorie inițiatică pe care o voi organiza imediat ce timpul ne va permite. Oricum, dacă vă uitați pe site-ul meu, pe www.travelinfinit.ro, ați văzut că cei care mă cunoaște știți că eu fac programele încă din decembrie, să spunem, pentru anul care urmează. Sunt postate de mult, sunt programate de mult aceste călătorii. Ei, cele care nu se vor putea realiza din cauza acestei situații de urgență, în perioada imediat următoare, unele dintre ele le vom reprograma, da? Deci puteți să lăsați contravaloarea acelei deplasări și la data la care vom anunța că le vom reprograma, puteți participa atunci, fie le puteți, cum spuneam, reporta aceste sume către cursuri, cum doriți. Fie puteți să le raportați și la alte deplasări. De exemplu, cu siguranță, în luna august vom face acele călătorii inițiatice. Și atunci mai plătiți, probabil, diferența depinde la ce călătorie inițiatică vă orientați, depinde de suma pe care ați achitat-o până în prezent. Cu astea fiind spuse, intrăm deja în stare de meditație. Astăzi nu transmit foarte multe informații, le păstrez pentru mâine. Oricum și mâine sunt nevoită să fiu constrânsă un pic de timp, dar având în vedere că vă uitați la mine de la ora 17, începând cu 6 TV și veți încheia tot cu mine la ora, probabil în 21:30, tot pe 6 TV și în pauză între 18:30 și 20:30 ne vedem în acest live, deci avem 3 întâlniri mâine, da? Voi avea grijă să condensez informația de ieri și de astăzi și de mâine, da? Am într-adevăr o temă foarte importantă, tot prin prisma experiențelor și întrebărilor voastre. Știu ce vreau să vă spun, dar astăzi mă voi axa pe o meditație, pentru că cu siguranță sufletul vostru asta își dorește. Acest moment de recentrare, de echilibrare. Chiar dacă sunteți la început de drum, chiar dacă n-ați mai făcut meditații până acum, dacă urmați pașii mei pe care eu îi descriu în timpul în care realizăm această meditație, vă va fi foarte simplu.
Nu aveți pretenții exagerate de la voi, chiar din prima știu eu să simt, să vezi. Da? Fiecare îi se deschide în timp o anumită abilitate, se va familiariza. Credeți-mă că eu sunt una dintre acele exemple, mă încadrez în acele exemple care mulți dintre voi vă plângeți. La început nici eu n-am putut, în prima mea meditație nu mi s-a dat niciun ghidaj înainte, nu mi s-a făcut nicio instruire. Da? Pur și simplu m-am trezit la Star Mise Cetuza și hai, intrăm în meditație. Nu, în viața mea nu mai făcusem vreo meditație. Mă strofocam acolo, strângeam ochii, zic, Doamne, ăștia cum văd, eu cum văd. Nu primisem nicio îndrumare, așa cum ofer eu aceste îndrumări și pe care le-am sintetizat. Cum se realizează o meditație, găsiți în volumul 5 din seria Călător în Infinit, în volumul Conștiința, Informația și Meditația. Aici este o tehnică, vă prezint pas cu pas cum să realizați o meditație. Da? Asta pentru un nivel chiar de începător. Îmi dau seama cât de important și foarte mulți dintre voi vă aflați acum în acest stadiu. Iarăși, dacă urmați această meditație, deci cum spuneam, nu puneți presiune și nu aveți așteptări. Da, ceea ce percep eu este rodul unui lucru cu mine însumi, da? Cu mine însămi, am lucrat, pot să zic, în atâția ani de experiență, de am ajuns la abilitatea de aceasta mediumică de a percepe informațiile din alte planuri foarte rapid și fără a mai mă condiționa. Eu sunt nevoită într-un fel să merg așa un pic cu frâna trasă, dar respectând că intenția mea este nu să demonstrez ce știu eu și ce pot eu, ci de a vă ajuta pe voi să vă descoperiți potențialul interior, voi să vă dezvoltați, da? Și automat prezint încetul cu încetul. Știu că o parte dintre voi sunteți deja de mult pe această cale a dezvoltării personale, aveți și voi răbdare cu cei care se află la început de drum și parcurgeți în ritmul pe care eu îl dau, tocmai pentru a intra cât mai mult și a beneficia de aceste tehnici. Aveți înțelegere. Nu uitați că și noi am fost la un moment dat la un început și atunci e normal să creăm o medie, da, a vitezei de racordare, astfel încât toată lumea sau cât mai mulți să poată să perceapă lumile subtile, să-și dezvolte abilitățile interioare, să-și dezvolte extrasenzorialul, că extrasenzorialul cuprinde și această abilitate mediumică. Intrăm în meditație, deci vă așezați într-o poziție comodă, cum simțiți voi. Sfatul meu este pentru începători să nu stea culcat ca să nu ia somnul, pentru că intră în alfa și până nu sunt obișnuiți în alfa și în teta, riscă să se relaxeze prea tare de nu mai pierde șirul informației într-un mod conștient. Deci stați pe fotoliu sau pe un scaun, cu picioarele, cu tălpile pe podea, preferabil fără alte suprafețe, încălțăminte cu talpă de plastic sau știu cum. Țineți picioarele deci relaxate, paralele una lângă alta, da? Tălpile, da, așezate într-o poziție comodă, spatele cât se poate de drept, dar nu să stai exagerat. Da, nu era să zic un băț în fund, da? Și pur și simplu coloana să fie dreaptă, dar nu încât să fie forțată. Da, pentru că orice stare de disconfort în corpul fizic nu îți permite să te mai relaxezi. Stai cu coloana dreaptă. Da? Palmele pentru început pot fi poziționate în sus, ulterior o să vedeți că și probabil ați văzut și din filmările realizate, eu nu întotdeauna stau cu ele, pot să stau și cu ele într-o anumită poziție, într-o anumită mudră sau depinde cum îmi vine, da? Dar pentru început vă este mult mai ușor să stați cu palmele orientate pe picioare, da? Jos, cu ele în sus, cu palma spre cer, da? Vă relaxați exact după ritmul pe care eu îl recomand, respirând în primul rând adânc și acum începem meditația. Da? Tragem aer puternic în piept. Remarcăm că prin această respirație adâncă, deja corpul, bătaia inimii s-a reglat.
Vizualizăm conștient, percepem cum musculatura corpului nostru, pornind din cap până în picioare, se relaxează. Mentalizăm cum mușchii feței, scalpului, obrajii, gâtul, coloana vertebrală, brațele, pieptul, spatele se relaxează, sunt moi, lăsați în șor, efectiv, musculatura este lăsată lejer, da? Nu stați încordați. Mai departe, abdomenul, șoldurile, coapsele, genunchii, gambele, laba piciorului până în vârful degetelor de la picioare. Tot corpul vostru este moale. Da, vă lăsați adânc. Întregul corp este relaxat. Deja m-am conectat, percep o ușoară presiune deasupra capului. Mentalizăm cum potențialul nostru interior se activează. Potențialul interior se află aici, în pieptul nostru, pe aceeași linie cu inima, în chakra inimii, dar centrat în piept. În acest moment, acest potențial sub forma unei mărgeluțe strălucitoare, ca o mică stea, ca o mică scânteie, începe să se activeze. Devine din ce în ce mai intensă această lumină. Se extinde. Mentalizăm cum în tot corpul nostru lumina pătrunde în toate celulele noastre. Observăm că între corpul nostru începe să radieze lumina în exterior. Lumina din interiorul ființei noastre, această scânteie divină, acest potențial interior, ne include ca într-o sferă de lumină. Suntem în potențial. În acest moment, percepem conexiunea cu sursa. O rază de lumină pătrunde pe creștetul capului. Mentalizăm cum chakra coroană, cea poziționată pe creștetul capului, se activează. Mi se spune că va fi o meditație de echilibrare energetică. Se echilibrează chakrele noastre în prima fază, văd.
Mai departe, această rază de lumină coboară în dreptul celui de-al treilea ochi, chakra celui de-al treilea ochi, chakra clarvederii. O altă rază de lumină coboară în dreptul chakrei comunicării, la nivelul gâtului. Pentru cei care sunt vizuali și care pot percepe prin intermediul imaginii, puteți vizualiza activarea culorilor acestor chakre. Chakra coroană. Eu o văd de lumină albă. Majoritatea spun că o văd violet. Cum vă este mai ușor? Chakra comunicării, culoare indigo sau violet. Chakra, deci chakra celui de-al treilea ochi indigo, chakra comunicării de culoare albastră la nivelul gâtului. Și chiar puteți să vedeți în interiorul ființei voastre cum lumina din aceste chakre își se amplifică, strălucirea lor. De asemenea, diametrul se mărește. Deci, odată cu activarea, imaginați-vă chakra sub forma unei energii, tot așa, cât mici, care începe ușor să se mărească, da, ajungând poate chiar la nivelul unei mingi de tenis și poate mai mult decât atât. În acest moment coboară raza de lumină și activează chakra inimii de culoare verde sau unii dintre voi poate o percepeți de culoare roz. Deci pe aceeași linie cu inima poziționată central. Veți remarca cum se dinamizează. Se mărește. E ca și cum ai vedea o sferă de lumină, de culoare verde, care începe să se rotească. Este o sferă energetică. Are o structură energetică. Coborâm cu această rază de lumină și observăm că se echilibrează chakra creației de culoare portocalie în dreptul ombilicului. Am sărit după chakra inimii, ajungem la chakra plexului solar de culoare galbenă în capul pieptului. Da? Deci, întâi coborâm din inimă în plexul solar, culoare galbenă. E o lumină aurie, efectiv, un galben auriu. Coborăm mai departe către zona umbilicului, chakra creației de culoare portocalie. Coborăm și mai mult și ajungem la chakra rădăcină. Aproape baza coloanei vertebrale de culoare roșie. Raza de lumină își continuă traiectul. Noi avem mai mult decât acești 7 centri energetici. Vizualizați cum această rază activează întreg sistemul nostru energetic. Din cer către pământ, până la nivelul tălpilor noastre și mai adânc spre interiorul pământului.
mergând această rază. Este o rază de lumină care creează conexiunea între cer și pământ și care trece prin noi. Această rază de lumină, în acest moment, începe să schimbe sensul. Din energia pământului începe să se urce către noi fluxul energetic planetar. Și vizualizăm cum pe această rază, care schimbă sensul, urcă către noi energia pământului. Trece prin același traiect, ajungând la chakra 1, chakra rădăcină de culoare roșie. O să observați mai mult decât atât că ea începe să-și amplifice intensitatea, se mărește. Se mărește și mai mult. Chakra 2, chakra de culoare oranj, portocalie, dreptul ombilicului. Se amplifică. Chakra 3, chakra din plexul solar de culoare galbenă. Forța vitală. Se amplifică și mai mult, fiind alimentată de energia pământului. Chakra inimii. Eu percep că înflorește, parcă văd un copac care crește pe acest fundal verde. Este chakra 4. Este punctul de echilibru. Fiind la mijlocul acestui sistem energetic de 7, de 7 chakre, e punctul central. Se activează. Urcă mai departe această energie spre chakra gâtului. De culoare albastră. Ajungem la chakra clarvederii. Cel de-al treilea ochi. Se activează. Energia urcă la nivelul chakrei coroană. Continuă acest flux energetic la cuprinde și celelalte chakre, aflate la câțiva centimetri de corpul nostru, pe aceeași linie. În acest moment, vizualizăm structura noastră cu un flux energetic care vine de sus în jos, din sursă
din cer către noi și se creează ca o peliculă energetică care circulă în întreg corpul nostru, efectiv, și cu corpul potențialului nostru, efectiv, ca o sferă, da? În care această energie trece prin corpul nostru și este tot timpul recirculată. Și vizualizăm și celălalt flux din interiorul Pământului, care trece prin noi și creează tot așa un flux. Suntem ca într-un circuit polar în care se rotesc aceste energii menite să echilibreze ființa noastră. Noi suntem ființe om între cer și pământ. O ființă completă este cea care trăiește în echilibru între cele două tipuri de energii, de sisteme. Sistemul nostru biologic, care are nevoie de echilibrare din punctul de vedere al regenerării lui, armonizării cu energiile pământului, dar și a corpului spiritual, care are nevoie de iluminare, de acces la informație. Și ambele corpuri ale noastre, și fizic și spiritual, împreună au nevoie de ambele tipuri de energii pentru a ne manifesta ca ființe perfect echilibrate acum. Este un spectacol de lumini ceea ce percep acum. Și chiar și voi puteți să vă percepeți pe voi înșivă sub această formă. Exact ca un curcubeu prin care trece energia, ca o rețea, ca o plasă energetică, efectiv ca un voal energetic de lumină care combină aceste culori, le hrănește în intensitate. Suntem ființe de lumină. În acest moment percep două fluxuri venite, unul din sursă, unul din interiorul Pământului, din energia Pământului. Efectiv, ca două valuri care încă o dată străbat corpurile noastre. De sus în jos și de jos în sus și se intersectează. Se activează și corpul Merkaba. Exact ca două piramide care se suprapun. O parte dintre voi puteți vedea sub forma acestor două piramide, una cu vârful în jos, care coboară, și una cu vârful în sus, care urcă. Și se suprapun în interiorul vostru, da? Deci vă cuprind și în interiorul vostru, la un moment dat, se restrânge această formă de echilibru, fixându-se în structura voastră, central. Mi se spune, echilibrul este cel de care aveți nevoie acum mai mult ca niciodată. Să vă mențineți calmul, armonia, pacea interioară. Spre a avea curajul să zburați liberi. Să vă manifestați ca ființe libere. Cu direcții clar, precise, stabilite de voi înșivă, spre a vă găsi calea, atât de simplu și ușor în această viață.
În acest moment, corpurile noastre sunt armonizate, echilibrate. Blocajele energetice au dispărut, au fost dizolvate. Este posibil să simțiți vibrații în corpul vostru, este firesc. Este energia care se asimilează și informația în structura voastră. Se regenerează întreaga noastră ființă. Este echilibrată. Puteți chiar să observați acum, dacă ar fi să vă priviți brațele, corpul vostru. Este un corp care degajă lumină. Simțiți pacea interioară, armonia și iubirea din voi. Privind în sus spre cer, precum și în jos spre pământ, aveți conștiința, vă faceți parte din această rețea universală. Tu, om, ființă sublimă între cer și pământ. Este în acest moment vizibilă această rețea de conexiune între cer și pământ și noi fiind prinse în această rețea și în același timp acum, pe orizontală, se creează o altă rețea între noi. Sunteți părți active ale acestui sistem energetic. În acest moment, ați conștientizat asta. Observ chiar la nivelul globului cum fiecare ființă om în acest moment îi se activează această echilibrare între cer și pământ și în al doilea rând între noi toți. Exact cum ai vedea cu o foaie de matematică cum se intersectează, se rețese această rețea între civilizația noastră, cer și pământ. Între membrii acestei civilizații. Prin vibrația voastră susțineți tot viul. Și planeta însăși, tot ceea ce este creat pe ea, vibrează. În această stare este posibil să simțiți vibrația copacilor, a florilor,
a animalelor, a mineralelor, a apelor, a aerului. Tot viul vibrează ritmul pulsului vostru prin bătaia inimii voastre. V-ați echilibrat pe voi și echilibrați întregul, întreaga viață de pe această planetă. Este o planetă care renaște, planeta noastră. Se regenerează. Percep verdele mult mai crud, mai viu. Percep claritatea apelor mult mai pură. Percep strălucirea mineralelor, zăcămintelor noastre. Percep curățenia aerului, aerul proaspăt. Percep cum toți oamenii privesc spre sursă, spre soare, spre esența divină, creatoare, și îndreaptă privirea acolo sus. Spre locul de acasă. Spre locul de acolo de unde suntem acum. În care provenim în acest prezent. Spre esența noastră. Percep în dreptul celui de-al treilea ochi cum se activează încă o dată glanda pineală, chakra clarvederii, puterea de a vedea în duh, de a vedea în lumile subtile. În lumile invizibile ochiului, dar perceptibile de spirit, de esența noastră. Percep o imensă lumină în care suntem. Suntem din nou în conștiință. În conștiința noastră și
conștiința noastră inclusă în această conștiință universală a Creatorului. Aici timpul și spațiul nu există. Doar suntem forme de conștiință. Ne bucurăm de această stare. Ne încărcăm în această stare. Cu vibrația, energia și informația sursei. În acest moment privim din nou spre noi. Spre forma noastră. Spre forma noastră fizică din acest timp și spațiu. Ne reintegrăm cu corpul nostru fizic. Percepem pe o rază de lumină cum călătorim din nou spre structura noastră. Atingem corpul fizic, pătrundem din nou în el și este posibil să simțiți ca un oftat momentul impactului în care conștientizați reuniunea corpurilor voastre. Cerul și pământul s-au unit, acum în esența voastră. Suntem perfect integrați în acest timp și spațiu. Începem ușor să revenim la starea de conștiință din această dimensiune. Când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii. Mișcați înainte ușor mâinile, picioarele și deschideți ochii exact când sunteți pregătiți. Nu brusc. Revenim ușor. Vă mulțumesc din suflet că am fost împreună și astăzi. Astăzi a avut loc o echilibrare a structurilor noastre, o armonizare între cer și pământ, după cum ați văzut. Nu știam, niciodată nu seamănă această echilibrare, de câte ori intru în meditații mereu, mi este revelată altfel, de asta vă zic că eu nu merg după șabloane și probabil deja v-ați convins. Și pur și simplu exact cum văd informația, cum sunt ghidat în acel moment, la rândul meu vă ghidez și pe voi. Pentru conceptul de conștiință despre care vorbesc și în cel de-al cincelea volum din serie, în Conștiința, Informația și Meditația, v-aș recomanda, bine, mâine o să fie o zi intensă și pentru voi și pentru mine, v-am spus, vă reamintesc, va fi acel maraton, începând cu ora 17, încep pe emisiunea Turism, Spiritualitate, Autocunoaștere la 6 TV, mă vedeți acolo, pe postul 6 TV, pe www.6tv.ro, dați pe stream cei care nu prindeți acest canal la televizor. De asemenea, am o sugestie pentru cei care nu au avut foarte bine de pe calculator, laptop sau telefonul mobil să comute semnalul către televizor, dacă aveți televizor smart, sau să puneți căști sau difuzoare, da, la aparatele pe care le aveți, pentru că eu nu pot să-mi controlez această voce cât aș vrea să vorbesc de tare,
îmi schimb vibrația. De asta eu mă las ghidată, nu pot să forțez, pentru că nu o fac din minte, ci o fac de aici, din suflet. Deci spuneam că mâine începe acest maraton la ora 17. Vedeți emisiunea Turi Spiritualitate Autocunoaștere pe 6 TV, emisiunea pe care o realizez din 2013. Durează o oră și jumătate. Apoi, la 18:30 ne vedem la acest live, da? Până la ora 20:30, când începe emisiunea, va fi difuzată emisiunea Puterile Secrete, tot pe 6 TV. Deci o să ne tot plimbăm. O să mă vedeți și colo și colo. Dar, pentru weekend, o să vă reamintesc și mâine. Dar, ca să fiu eu sigură că rețineți, notați. Un film extraordinar, cu un mesaj profund. Asta vis-a-vis de confuziile pe care le trăiesc o parte dintre voi încă, vis-a-vis de divinitate, de cum ne raportăm la această divinitate. Un film deosebit realizat de indieni se numește PKP Extraterestrul sau Extraterestrul PKP. Este titrat și în limba română. Dați pe căutare pe YouTube, da? PKP Extraterestrul tradus limba română, chiar așa căutați și o să-l găsiți. Da? O să vă fie foarte ușor să-l găsiți. Da, îmi arată acum accesările paginii mele Travel Infinit în acest moment pe țări. Au crescut accesările, vă mulțumesc din suflet. Olanda, da? India, România. Deci Olanda, India, România. Deci Olanda este în topul accesărilor, India pe locul 2, România pe locul 3, Statele Unite locul 4, Australia, Marea Britanie, Franța, Canada, Germania, Turcia, Ucraina, Italia, China, Austria, Federația Rusă, Vietnam, Norvegia, Grecia, Indonezia, Moldova, Hong Kong, Irlanda, Spania, Seychelles, țări din Europa, Suedia, Bosnia-Herzegovina, Slovacia, Portugalia, Israel, Coreea de Sud, Polonia, Thailanda, Elveția, Cipru, Belgia, Chile, Africa de Sud, Bulgaria, Armenia. Deci eu le spun în ordine descrescătoare vis-a-vis de accesări. Republica Cehă, Japonia, Muntenegru, Lituania, Iordania. Oh, Iordania! Ce dor îmi iese de Iordania. Cred că prietenii noștri sunt pe fază, românii din Iordania, dar și ghizii din Iordania, adevărați profesioniști. Am avut o călătorie inițiatică acum în februarie 2020 în Iordania și în Egipt, deosebită. Uzbekistan se află pe lista accesărilor, Malaezia, Brazilia, Macedonia, Pakistan, Mexic, Nigeria, Maroc, Ungaria, deci ultima este Ungaria. Cred că, bine să nu vorbim. Deci, în top, da? Acestea sunt accesările în acest moment, apropo de statistici, pe luna aprilie. Da? Deci, în frunte se află Olanda. Unde era China în martie? Da? Iar China în martie se afla pe poziția 3 în accesări. Și România era pe prima poziție, pe urmă Statele Unite și apoi China. Deci în luna martie, pagina mea a fost accesată din China, deci era în locul 3 al accesărilor. Da. Asta apropo de interesul vis-a-vis de tipul acesta de informație. Pentru că aceste statistici reflectă o realitate. Deci ceea ce vorbesc eu se pare că atrage și vă spuneam și rândurile trecute că
Sufletul meu de român vibrează într-un stil românesc și cu siguranță românii, și nu numai românii, vă spuneam, sunt interesați de acest tip de informație de dezvoltare personală. Nemai punând că vă întrebați cum de străinii reușesc să înțeleagă. Fraților, am avansat. Există programe de traducere instant, chiar și a videoclipurilor, da? Sau sunt persoane care stau și titrează. Traduc acele informații. Mă bucur această statistică și revenind la cât de important este să conștientizăm, aș vrea să vă uitați în weekendul ăsta, oricum o să vă reamintesc și mâine, la acest film Pe capa extraterestru. Este prezentat într-o formă artistică, deci pare este subîmbrăcat așa sub o formă artistică, exact ca un film normal, dar fiți atenți la mesaj. Pentru că în felul ăsta poți să zici că este un suport în plus la informația pe care o ofer eu. Pentru că unii dintre voi vă întrebați, bun, și eu cum mă poziționez? Ce înseamnă spiritualitatea? Ce înseamnă divinul văzut dintr-o perspectivă spirituală, așa cum o văd eu? Și care e contradicția sau care e problema cu divinul văzut de religii? E, priviți acest film, o parte dintre voi cu siguranță ați văzut, da? Căutați-l pe YouTube, Pe capa extraterestru, și dați așa tradus în limba română, pentru că el este în indiană. Deci în hindi. Deci până la urmă informația poate fi văzută sau percepută din diverse perspective, dar esența este aceeași. Mulți oameni nu știu cum să perceapă această divinitate și poate o parte dintre voi n-au înțeles încă ce vreau eu să spun. Când zic de struț o cămilă, că nu pot să concep cum după ce conștientizez, după ce percep divinitatea din această perspectivă unitară, din sistemul unității, cum Dumnezeului să te mai raportezi la un divin confecționat de oameni, văzut printr-o prismă umană limitată, separată prin intermediul religiilor. Aici este nedumerirea mea și asta este tema pe care eu vă ofer de reflexie. Că dacă tot vorbim de trezirea conștiinței, hai să ne dăm seama până la urmă, până la capăt, ce ne asumăm, despre ce vorbim. Îmi spune cineva, îmi transmite acum, Nuremberg, în Germania, au apărut luminițele pe cer. Mulțumesc, am văzut mesajul, l-am primit. Deci acum o prietenă de noastră care privește în live mi-a transmis. E, vedeți, luminițele astea sunt vizibile în mai multe, peste tot pe glob. Ați văzut și articolele pe care eu le-am postat pe pagina mea de Facebook, ale a două asociații de ufologie, una din India și una din America, care au observat. Cei din America au mers mai mult, au avut telescoape și au văzut un roi de astfel de, să zicem, roi. Să le definesc. Da? Mai multe nave de tipul acesta în univers. Acum o să vedem la momentul respectiv când îmi va fi dezvăluită informația, eu numer pe o scanare forțată, adică ușor, în prima fază trebuie să ne acomodăm cu prezența și la momentul respectiv cu siguranță vor și comunica care este intenția, ce sunt, de ce vin, de unde vin, da? Important este să înțelegeți că eu percep că sunt da, cineva îmi cere să mai spun încă o dată numărul de telefon pentru a comanda cărțile. 0720 831 965. Da, acolo dați pe SMS sau pe WhatsApp sau pe Messenger, pe sistemul privat de pe Facebook, da?
De asemenea, cursurile sunt postate pe www.travelinfinit.ro pe data de 20, 23, 25 și 2 mai. Tot la același număr de telefon puteți afla detalii, să vi se comunice contul și detaliile vis-a-vis de plată, da, pentru înscrierea la aceste cursuri. Deci spuneam că informațiile legate de frații noștri din spațiul cosmic o să apară în foarte scurt timp, eu percep. Ce este de reținut, nu-i percep ostili. Deci nu sunt o civilizație ostilă, civilizației noastre. O să vedem până la urmă care este mesajul lor de la momentul respectiv. Până una alta, noi să ne axăm atenția asupra noastră, că avem și noi de lucru cu noi înșine aici foarte mult, vis-a-vis de schimbarea sistemelor de credință, de percepție și așa mai departe. Avem împreună multe lucruri de conștientizat și eu la rândul meu lucrez asupra mea în continuu. Și la Brăila, mulțumesc, au apărut. Ce este interesant, că de exemplu, aseară, știți că vă spuneam că suna telefonul de aici, de la cineva din București, care tot insista să-mi spună că am rugat să mă țină la curent. Deci aseară au fost văzute 5 astfel de sfere în formă, chiar poziționate în formă de cruce. Una centrală, da, exact ca și cum ar fi la punctul de intersecție, cum ar vedea noi o cruce, da? Una mare centrală și 4 așezate exact în forma crucii, da? În jurul ei. Mai micuțe ca intensitate, dar tot sfere albe cu luminițe multicolore în jur. Am primit de asemenea, și vă mulțumesc, chiar mai am încă o postare mai recentă. Uite, o să o urcăm pe canalul de YouTube, eventual în seara asta. Foarte bine realizată, deci ca să vedeți mai de aproape, pe, mi se pare bună ca și detaliu cum arată de fapt, cât mai aproape de cum se poate percepe și cu ochiul liber, ca o nebuloasă, da? Un joc de lumini, da? Energetic. Așa mi-a fost și descris de persoana care a văzut prima dată aceste obiecte în Buceci. Și mai mult decât atât, a interacționat cu una dintre ele, care vă povesteam că i-a spus, mergi acasă. În Italia, a treia seară consecutiv, au apărut aceeași lumină. La ce oră? Păi ora de acum. Ce să vă spun? Este cam, stau mai mult pe câteva ore pe cer, depinde de loc. Noaptea, da? Mai ales în Bucești au fost văzute toată noaptea, pe perioada întregii nopți. Acum depinde din punctul în care sunteți, depinde dacă cerul este senin și vă permite. Cam începând cu ora 9 și jumătate, hai să zicem, până dimineața. În schimb, în anumite zone pe aici din București se vedeau, odată dispăreau, reapăreau, depinde, se pot plimba, din câte percep eu. Mai mult decât atât, în afară de această formațiune în formă de cruce care a fost văzută deasupra cerului Bucureștiului, în seriile trecute au fost persoane care mi-au relatat și mi-au făcut și filmări, câte două, în grupe, grupate, câte două, patru sau șase, grupuri de șase, da, de șapte, depinde. O să remarcați că totul se va dezvălui în cel mai scurt timp. Eu simt că adevărul nu mai poate fi ținut așa, sechestrat, și iese la lumină. Eu am spus că am simțit o intensificare a acestor activități și intenția ființelor din alte dimensiuni de a interacționa din alte civilizații cu noi, de a-și face simțită prezența. Așa ne-au pregătit etapă cu etapă. Ușor, pas cu pas, cam din 2018 cel puțin, în foarte multe locuri din România, când intram în taberele acestea inițiatice,
în diverse locuri energoinformaționale, tot primeam informații. Deci, mulțumesc, este un domn care este șofer de tir și îmi spune că și momentan sunt în Girona, stai că s-a în mutat, Spania. În Spania. Și se vede lumina și acolo. Ok, Cosmin, te-am văzut. Mulțumim. La Târgoviște de asemenea, s-a văzut toată noaptea. Deci, mă bucur că observați lucrurile astea. Și poate așa a fost menit să fim cât mai mulți pe fază în acest context. Cum spuneam, adevărul va ieși la lumină vis-a-vis de geneza adevărată. Odată cu apariția acestor ființe, la urmă, dacă cei care până acum nu și-au pus vreo problemă vis-a-vis de origini, de geneză, de cum a fost creat omul, acum poate măcar acum reușesc să-și pun aceste semne de întrebare și o să realizeze că foarte multe sisteme și de credință, dar și informații care au tot fost transmise, în care am fost educați, deja se spulberă. Da. Pentru că o minciună nu poate să meargă la nesfârșit, deși se spune că o minciună repetată de nenumărate ori capătă putere de adevăr, da, și mulți o iau așa, da, nemai știind care este adevărul și care este minciuna. Eu am încredere în acest adevăr. În volumul 5 din seria Călător în infinit, chiar așa este și primul capitol. Sau în volumul 4, scuze. În volumul 4, primul capitol, În căutarea adevărului. Și aici redau așa pe scurt o sinteză vis-a-vis de preocupările mele față de acest adevăr. De mică am vrut să știu adevărul. Simți că întotdeauna în spatele unor informații se ascunde cu totul altceva. Și în special, eu trăind și tatăl meu fiind preot ortodox, am avut aceste semne de întrebare vis-a-vis de multe aspecte care mie mi se păreau contradictorii încă de la vârsta aia. Iarăși un lucru foarte interesant, vedeți cum unește universul pe om cu om și cum permite accesarea anumitor informații, cum permite reuniunea anumitor oameni la un moment dat, întâlnirea lor, descoperirea lor. În 2013, chiar vă recomand să vedeți cineva întreabă dacă aceste luminițe sunt cumva sateliți 5G, număr de 5.000, nu știu ce. Nu, prin meditația de aseară, deci cine a urmărit activitatea mea, eu am mai și specificat, un satelit nu-ți vorbește. Crede-mă, da? Cât de evoluat ar fi. Nu-ți vorbește și în ce sens spun? Nu este vorba numai de comunicările mele, care poate unii dintre voi vă pune semne de întrebare, poate... Mulțumesc, Emilia, te salut, servus, de la Cluj. Deci o parte dintre voi poate vă întrebați, bă, de unde știe, de unde știu că este adevărat? E firesc să vă puneți întrebarea asta, dar eu am mărturia unui om. Uite, și la Sinaia, la cota 2000 s-au văzut, da? În Bucegi, apropo de Bucegi. Mărturia unui om care a stat foarte mult în zona Bucegilor și în urmă cu mulți ani, în 2012 chiar, a avut prima experiență de genul acesta în care a vizualizat mai multe sfere luminoase de genul acesta, plimbându-se de-a lungul crestelor Bucegilor. Apoi, în 2019, 12-13 iulie, au reapărut, bine, mai puține, dar atunci, prima dată, una dintre sfere s-a apropiat de el. Și simțindu-i prezența, el s-a deplasat la un moment dat cu mașina personală de unde stătea, mă rog, o anumită distanță. La un moment dat, pur și simplu s-a apropiat și a zis, gata, ajunge, ai văzut destul, gata, poți să pleci. Și în momentul ăla, zice, nu știe cum, ca o forță imensă, invizibilă, l-a rostogolit în furgoneta în care era, la
nu știe când a reușit să dea drumul, să găsească cheile, să și plece. Deci, de asta vă spun că un satelit nu-ți vorbește și nici nu te trimite la culcare. Da? Un fi noi șmecheri, unii. Am zis noi că am descoperit cu generația asta de sateliți de țină mare tehnologie, fraților. Suntem în urmă rău de tot față de frații noștri de sus. Adică pe mine mă și amuză că în ultimul timp au început să dea la filme cu invazii extraterestre. Scopul este tocmai de a crea o anumită, inclusiv eu consider, de a pregăti mentalul colectiv, dar într-un sens destructiv să-l pregătească, în sensul de a considera că oamenii sunt amenințați de aceste civilizații și dau numai filme în care vin extraterestrii ăia negativi, da? Luptători, invadatori și așa mai departe. Încerca să vă debarasați un pic de această viziune. Nu spun că în univers nu există și tipul ăsta de civilizații, dar nu toți sunt așa. Și cei pe care i-am perceput, da, și cel care te trimite la culcare, este unul bun. Ce se întâmplă? Sistemul nostru, pentru omul nostru, era ceva nou. Era ceva luat așa ca din oală, despre cele despre care vă vorbesc. N-avea nicio treabă, nici cu extrasenzorialul, nici cu... Era pentru el un șoc, știi? Era blană. Eu, cum spunem noi, blană. În ce înseamnă domeniul ăsta, UFO, ce înseamnă, ce... Și tocmai pentru a ne susține în evoluție, pentru a ne proteja hardul, da? Pentru a nu intra în colaps, de asta este nevoie ca informația să fie ușor dăruită, picătură cu picătură. De asemenea, adevărul despre geneză, de mult se pregătește acest moment, dar este nevoie de o pregătire a mentalului colectiv. Imaginați-vă câți dintre voi erați pregătiți să înțelegeți că nu suntem singuri, da? Sau informația pe care am primit-o chiar și anul trecut în peștera Ialomiței, în care mi s-a revelat. Fraților, nu ați fost singuri niciodată pe planeta asta. Nu ne-ați văzut voi sau nu v-ați prins, asta e partea a doua. Na. Dar civilizațiile extraterestre dintotdeauna au vizitat Pământul, unele chiar au și anumite baze aici. Deci, da? Cu cât suntem ușor familiarizați, e nevoie de un anumit flux al informațiilor ca să putem asimila, de a le compila. Pentru că nu toți sunt pregătiți, vă spun. Imaginează-ți viziunea, pune-te în pielea unui om simplu. Un om simplu de la țară, care n-are nici internet, n-are nici nimic, n-are cunoaștere, nu știe decât ce este o gradă și așa mai departe. Să-i se arate acum un extraterestru, brusc, deodată, da? Măcar așa aude din, băi, am auzit că umblă pe internet. De la bunici, de la nepoți, de la copii. Măcar încet, încet începe informația să se propage. Chiar și în mediul ăla atât de îndepărtat. N-ai cum să vii brusc. O ființă de lumină, în primul rând, nu-ți vrea răul. Și nu vrea ca tu să rămâi șocat. Adică pentru a putea face față noului schimbării, este nevoie de un timp. Noi oamenii avem un hard limitat, un sistem mental destul de limitat. E, pentru asta este nevoie de voință, de centrare, de lucru. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru. Astăzi urmăream o emisiune în care era un preot care spunea că, domne, de când au dat restricțiile astea să nu se mai facă slujbe. Înainte, la mine, la biserică, veneau vreo 100 de oameni. Acum am 1000, da? Pe canalul de socializare, sau dacă 10.000, parcă cam așa, nu mai știu. 260.000. A, 260.000, așa, bun. Ei, fraților, despre ce proporție vorbim noi aici? Adică voi, cei care înțelegeți cât de cât, bine, încă o parte dintre voi încă nu prea știți ce direcție să mergeți, dar ei, imaginează-ți proporția oamenilor treziți, da? Oamenilor care au cam înțeles până la urmă ce este acea divinitate, că de-aia vă recomand cu căldură acel film, să vedeți mult mai clar ceea ce vreau să spun eu. Este vorba de un Dumnezeu unitar,
unul singur, o singură conștiință, nu este un Dumnezeu cum îl vede fiecare religie, da? Noi, în prezent, uitați-vă câte vizualizări au Life. Bine, nu sunt poate foarte cunoscute deocamdată, dar lucrez în domeniul ăsta și am apărut vorba aia și în alte emisiuni, din 2012, am început cu Codul Oreste. Acolo am fost de două ori invitată, da? Da, trei ori, pardon, de trei ori invitată. Pe urmă am început prima emisiune de la Puterile Secrete, am fost în calitate de invitat la prima emisiune Apostolului 6 TV în formatul ăsta spiritual. Prima emisiune Puterile Secrete, că de asta vă recomand să vedeți și mâine. Sunt din nou invitată de către doamna Olga Croitoru, patroana acestui post. Și o să vedeți că de fapt suntem o echipă de ani de zile. Da? Deci după ce am fost în calitate de invitat, mi-a oferit această posibilitate, da, de a fi alături de Postul 6 TV. Sunt cea mai veche, da, realizatoare a postului, în afară de domnia sa, care realizează Puterile Secrete încă de la început. Deci, emisiunea numărul 2, să spunem, a postului este Turism, Spiritualitate, Autocunoaștere, pe care o realizez din 2013. Deci nu poți să zici că sunt acum picată cu extraterestrii pentru prima dată pe planeta asta. Adică oamenii tot au venit în contact, numai punând că un promotor în partea asta de spiritualitate a fost Oreste. Acum că și-a modificat orientarea și s-a băgat în politică, este alegerea lui. Da? Dar el a fost primul sau prima emisiune, să zicem, pe filonul ăsta, serios, care să dezbată astfel de subiecte. Și a avut el vreo 7 ani de experiență, 2012-7, deci... Na, faceți voi socoteala. Ui, cu matematica mai greu. Da, deci prin 2002-2003, da, se tot vorbește. Și încă suntem puțin cei care ne interesează cu adevărat adevărul. Încă mulți sunt în acest nivel. La acest nivel, deci cum spuneam, proporția. Uitați-vă cât sunteți voi acum activi pe live-uri, că de asta vă și recomand să distribuiți. Da? De asta, asta este, da? Ca să înțelegem. Păi de ce nu suntem mai avansați? De ce mentalul colectiv nu este mai pregătit? De ce umanitatea nu face pași mai repede spre evoluție? Păi dacă toată lumea se condiționează și e jenă să distribuie, da? Da? Da. 90 ce? Distribuiri. A, 90 de distribuiri, da, în acest moment. Adică, gândiți-vă, omul a spunea că la Doamne, Doamne, acolo la rugăciune, 265.000 de live-uri? Despre ce proporție vorbim? Iar noi aici cât suntem în live? 277. 277, ce să zic? Și 1% suntem noi. De asta vă zic că poți să faci ceva pentru tine. N-ai cum să-i forțezi pe oamenii ăștia, pentru că ei încă nu sunt pregătiți, poate încă nu pot. Dar dacă nici nu vine o informație către ei, tipul ăsta de informație, păi nici nu o să se mai deștepte vreodată. Vor rămâne tot acolo, în aceeași ciorbă. Da? Nici n-au cum să aibă șansa să se trezească dacă nu se fac și pași spre ei. Unii dintre ei habar n-au de tipul ăsta de informație, nici nu știu. Dar nu vorbesc de cei rău intenționați care sunt îndoctrinați și înrăiți special de sistemul instituțional religios, încât aruncă cu pietre în tot ce înseamnă dezvoltare personală și spiritualitate, considerând demonic, periculos și așa mai departe. Nu vorbim de categoria asta. Vorbim de cei inocenți, cei care poate ar vrea. Da, exact cum v-am spus într-una din seri, v-am mărturisit un exemplu, o femeie cu 4 clase, în vârstă. Când m-a auzit venind împreună cu sora ei în deplasările mele, mergeam la cazanele Dunării și Băile Herculane a fost tabăra respectivă. Dumnezeu, femeie simplă, când m-a auzit vorbind, zice, da, dar mie mi se pare perfect normal ce spuneți dumneavoastră, dar ea tot timpul a fost o bisericoasă, ea ce știa despre Dumnezeu știa numai din perspectiva bisericii. Dar zice, dar ce spuneți dumneavoastră, mie mi se pare perfect pertinent și înțeleg perfect, un om cu 4 clase. Dar ea n-a avut acces la informație. Despre asta este vorba. Insistența mea și dorința mea este ca aceste informații să... De aici izvorăți, dom'le, transmiteți, da? Când vedeți un om în care aveți încredere, în care simțiți că vibrați la unison cu el, păi asumați-vă să fiți împreună cu el. Pentru că dacă noi nu suntem uniți, da? Nici nu avem cum să
Să ne așteptăm ca lumea să se schimbe așa cum ne-am dori. Da? De asta și spun. Și când apar repere, când vedeți oameni de valoare, oameni care rezonează, da? Uitați inclusiv în spectru politic. Da? Am vorbit de domnul Călin Georgescu. Semnați petiția aceea. Da? Caută 1 milion de semnături. Există o șansă să avem un prim-ministru tehnocrat, deci apolitic. Apolitic, exact despre sistemele de care spuneam și pe care cu siguranță mulți dintre voi le tânjesc. Intrați și pe pagina mea, dați căutare, petiție, că o să vă iasă în pagini, da? Și semnați, fraților, pentru că asta ar mai fi o șansă. Da? Să dăm omului ăsta și din putere, și prin puterea noastră, o șansă, să ne dăm nouă o șansă. Pentru că, sincer, și eu văd că ar fi o luminiță de la capătul tunelului. Da? O schimbare, o schimbare, acea schimbare pe care o așteptam. Da? Nu v-a săturat de cloaca asta politică plină de doar de interese? Se scuipă în față, fac show TV între partide și ei sunt prieteni la cataramă și își fac afacerile pe din tărătele împreună? Nu v-a săturat de atâta ipocrizie și minciună? Da? Nu v-a săturat de modul în care suntem tratați, de separarea care s-a creat între clasa politică și omul de rând, între noi toți? Da? Deci este momentul acum al unei schimbări. De asta spun că dacă tot vrem să schimbăm ceva, păi hai să ne asumăm. Da? Hai să ne asumăm, să fim împreună, să fim o echipă, un întreg. Timpurile astea către unitate ne îndrumă. Să ne regăsim forța de a fi împreună. Am trăit prea mult separați. Am trăit prea mult cu etichete care ne-au separat și ne-au învrăjbit între noi. Dar numai, uite, gândește-te din punct de vedere al religiilor. A, ăla e musulman, ăla e iudeu, ăla e budist, ăla e, da, fiecare, nu, fiecare este cu parcela lui. Uitați-vă în sfera politică. Au ajuns oameni prieteni să se certe, da, mergând la grătar sau la picnic, pe teme politice. Că le PSD-ist, ălaltul e penelist sau știu mai ce. Pe bune? Adică astea sunt importante acum? Adică nu vedeți spre ce zonă absurdă a absurdului am fost conduși? Măcar acum avem șansa să dăm ce este mai frumos și minunat din noi. Acum, da? Șansa asta nu se știe când se mai întoarce, dacă se mai întoarce. Este un moment decisiv pentru evoluția noastră. Atât a noastră, da? A României, cât și a noastră ca și civilizație. Este un moment, uite, poate mulți acum, fiind nevoiți să stea acasă, să descopere divinitatea între cei patru pereți, poate reușesc să-și dea seama că nu stau nici măcar, divinitatea nu e între patru pereți, este aici. O parte dintre ei poate au șansa asta acum chiar să se trezească, să scape odată de ochelarii dogmei, să realizeze, să nu mai fie sclav și tributari unui sistem. Avem posibilitatea asta să ne schimbăm. De noi depinde. Știu că, uite, poate nu întâmplător, acum realizați mai mult ca niciodată. Ați văzut când am anunțat o informație, când a fost prima dată când am vorbit despre obiecte zburătoare și am anunțat pe Facebook, s-a propagat informația rapid. Am avut, ce să zic, recordul de până acum, da, de aproape 1050 de, au fost 1000, cam în jur de 1050 de vizualizări, da, în live. Da, acum cât suntem? Când vorbesc lucruri importante vibrațional, vedeți că vibrația adevărului nu este suportată de mulți? Vedeți că universul, într-un fel, creează un fel de filtrare? Suntem puțini deocamdată, dar suntem puternici. De noi depinde măreția interioară, de noi depinde amintirea a ceea ce suntem. De aceea, până mâine, până când ne vom revedea și vă reamintesc, la ora 17, pe 6 TV, pe www.6tv, vedeți emisiunea Turism Spiritualitatea Autocunoaștere, la 18.30 ne vedem în live și la 20.30 din nou la Puterile Secrete pe 6 TV. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună!